Lal de Giurgiu nu este nici înmormântare, dar nici motive de bucurie. Scorul obținut de candidatul Alexandru Vladu și echipa sa este cu mult sub așteptări, iar dezamăgirea uriașă. Într-o prima analiză a rezultatelor de duminică sunt foarte multe semne de întrebare. Una dintre ele, unde au dispărut simpatizanții ALDE cu o săptămână înainte de alegeri? Ce s-a întâmplat, de ce am trecut și de ce am crezut că voi fi primarul municipiului Giurgiu? Pentru că și atunci și acum, dacă opriți pe stradă 10 oameni și întrebați cu cine ar vota, 8 sunt împotriva domnului Bardu. Din 10. 8 sunt împotriva lui. Deci, 8 oameni erau disponibili pentru a vota un candidat sau altul. Ce s-a întâmplat la alegeri? Vedeți că prezența la vot înseamnă mai puțin de jumătate din oamenii înscriși pe lista de votanți. Mai puțin de jumătate. Deci din cei 10 care îi întrebați, numai 5 au ieșit la vot. Chiar mai puțin, 4. Mai 4 și un pic. Este foarte clar că din cei 4 și un pic, 2 care erau mulțumiți de Barbu au ieșit la vot. Dincolo de trădări și dezamăgiri, conducerea ALDE Giurgiu și-a manifestat îngrijorarea față de cei care le-au fost alături și i-au votat. Au început amenințările, iar mulți dintre ei riscă să rămână fără locuri de muncă. Punctul meu de vedere este că ei trebuie să rămână pe posturile respective care au lucrat. Asta este o opțiune politică, dacă susții un candidat sau altul. Dar, așa cum aud și eu, majoritatea sunt amenințați și o să vedeți și chiar vă rog să urmăriți lucrul ăsta, că în scurt timp o parte din ei vor fi schimbați. Lucru care nu-i normal să se întâmple. Dacă îmi permiteți, nici primăria, nici angajații primăriei, nici ai Consiliului Local, nici ai unităților subordonate nu sunt moșia nimănui. Sunt autorități ale statului și ne vom bate pentru fiecare om în parte să respecte legea. Nu așa se fac angajările în funcție de culoarea politică și așa mai departe. Deci tocmai lucrul ăsta vrem să-l schimbăm. Deci vă semnala presei de fiecare dată când un om care a fost lângă noi este amenințat și va fi schimbat. Deși rezultatul din 5 iunie a lăsat un gust amar reprezentanților ALDE, conducerea partidului este pregătită să o ia de la capăt, așa că de luni vor da startul pre-campaniei electorale pentru parlamentarele din toamnă.